Bun găsit, dragii mei! Astăzi este duminică, duminică seara, iar eu cu Nati am ieșit puțin la noi în parc, aici, în oraș. Parcul nostru este în construcții. Da. Și am ieșit puțin afară, la aer. Că nu e foarte rece afară și am vrut să ne plimbăm puțin. Bun găsit, dragii mei! Astăzi este luni, iar eu cu Nati, tocmai ce am venit de la cumpărături, am fost să facem mai multe cumpărături și vreau să vi le arăt și vouă ce am luat. Din păcate, când am desfăcut bonul, pentru că l-am luat din pungă și când l-am desfăcut, mi s-a rupt, dar n-are nimic, oricum o să-l vedeți. Bine, deci, în primul rând, am luat 4 kg, aici sunt 2 și mai am acolo 2, de detergent Savex. Premium, e pentru prima dată când iau în acest ambalaj detergentul acesta. Deci aici sunt 2 kg și mai am aici alte 2 kg, le-am luat la fel. Apoi am luat 2 bidoane de Semana. Balsam de rufe, acesta este preferatul meu, am luat 2 la un fel, pentru că îmi place foarte mult, cu miroase. Acesta are 1,7 litri și, după cum am zis, e preferatul meu. O să le pun aici jos, pentru că sunt prea multe pe masă. Am mai luat niște bețișoare parfumate. Din acestea, soluție cu bețișoare parfumate cu vanilie. Vreau să o pun în baie. Apoi am mai luat un suc Granini de banane și căpșuni, 2 litri de ulei. Am mai cumpărat apoi 1 kg de orez de Roni. Am mai cumpărat o soluție Vanish pentru pete. Foarte bună această soluție. Am mai luat un delicat de găină. Aici am luat ceva lavetă microfibră. Pentru că îmi trebuie, pentru că de mâine sau de poimâine, nu știu exact când... mă apuc să fac curat pentru să fac curățenie de Paște. Apoi am mai luat și niște burez de vase. Nati și-a cumpărat gumă Orbit. Aici am cumpărat șervețele umede. Nu prea îmi plac acestea, îmi plac mai mult cele de la Bebelino, dar la acest magazin nu se găsesc. Am luat 3 pachete de absorbante din acestea. Acestea sunt absorbantele pe care eu le folosesc și îmi plac foarte mult, sunt bune. Aici am luat rezerve pentru toaletă, 3 bucăți. Am mai luat piper alb măcinat. În ultimul timp nu mai folosim piper negru decât acesta alb. Ne place mai mult.
Am mai luat ceva pufuleți cu gust de pizza de la Star. Aici am luat prosop economic. Să am să șterg geamurile și la bucătărie. Am luat un detergent de vase. Aici mai am un kilogram de zahăr. Acest odorizant de cameră. Mi-a plăcut foarte mult cum miroase și am zis că să-l iau. Și am mai luat o soluție de curățat pentru baie și bucătărie. Și aceasta este pentru prima dată când o folosesc. Tot așa, pentru curățenia de Paște. Și am mai luat hârtie igienică, aceasta. Sunt 10 role cu 3 straturi. Și aceasta, de la Pufina, sunt 8 role cu 3 straturi. Acestea au fost cumpărăturile pe care eu cu Nati le-am făcut astăzi. Acest vlog, de fapt în acest vlog veți avea și câteva secvențe de ieri, de când am fost cu Nati prin oraș, de aseară de fapt. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și ne vedem în următorul vlog. Pa, pa! Am uitat să vă arăt bonul, v-am zis, din păcate s-a rupt că l-am scos din plasă. Dar acesta este. Nu știu, acum sper să puteți vedea și voi prețurile. M-am pus aici pe pat să vi le arăt. Pe toate am dat 246 de lei și 50 de bani. Nu o să mai citesc toate prețurile, o să vă arăt așa vouă. Aici, unde este rupt, este prosopul economic, care a costat 7 lei. Detergentul Savex, care a costat 17 lei și 50 de bani. Și Semana, care a costat 16 lei și 30 de bani. În rest, vă uitați voi, puneți pe pauză și vă uitați, dacă doriți. Eu v-am zis doar acolo unde mi s-a rupt bonul. Și mai am și pe aici. We'll be right back.